Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. În inima ta se naște dorința de a deveni băiat. Asta, să zic așa, a fost ca o armură pentru mine. Mă vedeau părinții mei așa și mama tot timpul îmi cumpăra rochițe, fustițe și fel și fel de chestii drăguțe să mă atragă, dar nu avea nicio șansă. În adâncul sufletului meu chiar mă simțeam cu adevărat băiat și mă simțeam foarte puternic și foarte apreciat. Te atrăgeau fetele? Nu. Ok. M-a acceptat să vin ca și un băiat îmbrăcată, doar ca să nu mă piardă. Bună seara, sunt Antonia Fudulu. Bine ați revenit la o nouă ediție Spune-mi Cum. Era o fetiță cu grave probleme de vedere. Medicii i-au spus că orbirea este inevitabilă. După ani de provocări, marginalizată fiind de către colegi, Anușa așteaptă vârsta de 18 ani ca să își facă schimbare de sex. Vă invit să-i cunoaștem povestea în detaliu. În această seară, în fotoliul invitatului, Anușa Dincă își va spune povestea. Bună seara, Anușa! Îți mulțumesc că ești aici! Bună seara! Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Eu îți mulțumesc pentru că știu că locuiești în Marea Britanie. În această seară ai avion spre casă. Nu știu dacă acolo este casa ta, vom vorbi pe parcursul interviului. Sigur. Momentan, acolo este casa ta, dar înainte... Ai acceptat să vii să-ți pui povestea și pentru asta îți mulțumesc foarte mult. Anușa, spune-mi, te rog, unde te-ai născut? M-am născut în Tecuci, județul Galați, și sunt din satul Toflea. Din satul Toflea. În satul natal aveai să descoperi culorile vieții, așa cum mi-ai scris tu mie, dar pe parcurs... Nuanță cu nuanță începe să se piardă. Ce s-a întâmplat, de fapt? M-am născut cu diagnosticul retinopatie pigmentară. Avea să-l descoperim pe la vârsta de 7 ani. Mergând cu mama mea la o prietenă de mamei mele, mergând cu ea în vizită, dânsa a observat că apropiam obiectele foarte, foarte aproape de ochi și i-a spus mamei mele că s-ar putea să am probleme de vedere și mama nu prea a dat așa multă importanță atunci pentru că nu mă vedea făcând lucruri neobișnuite și atunci totuși a rugat o prietenă ei să mă ducă la un control și atunci la vârsta de 7 ani aveam să descoper că am retinopatie pigmentară. Medicii ce v-au spus atunci? Cum s-au raportat? Medicii atunci au spus că maxim în 2 săptămâni o să rămân oarbă, deoarece problema asta duce la orbire, dar slavă lui Dumnezeu căci nu a îngăduit Dumnezeu asta. Într-adevăr, mi-a scăzut mult vederea de atunci și până în ora actuală, dar nu a dus la orbire așa cum medicii spuneau. Sunt multe de discutat și totuși au trecut câțiva ani. Ei ți-au dat un termen foarte scurt, cumva orbirea era inevitabilă. Anușa, știu că în aceeași perioadă aș vrea să menționăm neapărat că mama ta avea mari probleme de sănătate. Da. Ne poți povesti câte ceva despre ea? Sigur. Mama pe atunci stătea foarte mult în spital. Până la vârsta de 11 ani nu am avut așa parte de ea și n-am simțit așa dragostea aceea de mamă sau când mă jucam cu copii și din cauza problemei mele de vedere am fost respinsă de multe ori. Nu aveam cui să-i spun și atunci mă închideam foarte mult în mine și mama pe atunci a fost suspectă de lupus și leșinea foarte mult. Au fost momente în care doar Dumnezeu și aparatele au mai ținut-o în viață. Ai spus că nu am avut parte de dragostea ei.
Din cauza că lipsea, era mai mult în spital sau pentru că nu ți oferea această dragoste de mamă? Nu, din cauza că era mai mult în spital și atunci când venea acasă nu prea putea să stea așa cu mine, deoarece ea voia oarecum să mă protejeze și să nu o văd în ce stare este acasă. Știu, așa că medicii ți-au recomandat ochelari de vedere, o decizie deloc benefică pentru ochii tăi. De ce? Pe atunci când m-au dus la doctor, deși au spus că maxim în 2 săptămâni o să rămân fără vedere, totuși au ales să îmi oferă o pereche de ochelari și atunci i-am purtat de teamă mai mult, de teamă părinților mei, pentru că îmi spunea că trebuie să-i porți, că o să-ți facă bine, că și-au spus doctorii și ochelarii aceia erau foarte, foarte puternici pentru ochii mei și atunci am început să mă uit strâmb, pentru că mă uitam mereu peste ei și mi-au agravat vederea și mai tare. Cu timpul devii din ce în ce mai singură, te simți singură și începi să te izolezi de restul lumii. Ce te face să te izolezi? M-a făcut să mă izolez respingerea din partea celor din jurul meu, mai ales a copiilor. Deși părinții copiilor cu care mă jucam știau destul de clar problema mea de vedere, nu înțelegeam de ce erau atât de răutăcioși cu mine. De exemplu, m-a făcut foarte, foarte puternic să mă închid în mine și să stau mai mult în camera mea. A fost un moment foarte marcant pentru mine, care și acum mă gândesc cu tremur la imaginea aceea. Era o fată foarte bogată de la noi din sat și eram prietenă cu ea și eram toți copiii pe stradă și ne jucam și fata respectivă avea o piscină și un teren de tenis în curte și când ne chema la ea în curte era așa eveniment, era ceva fastos, că doar ea avea așa ceva în sat la noi și a fost marcant lucru când ne-a chemat pe toți să intrăm în curte, iar bona ei i-a spus ei să mie să nu-mi dea voie să intru pentru că mă uit strâmb și eu am o problemă de când eram mică cu herpesul, de câte ori mi se face rău sau sunt răcită sau așa, mi se herpes la gură și spunea că o să ia boala de la mine toți copiii că mă uit strâmb și că am herpes și s-au închis porțile acelea imense în fața mea și am rămas cu mâinile așa pe poartă și priveam cu durere în suflet cum se jucau copiii acolo și apoi am aplicat capul și plângând m-am dus acasă și n-am avut cui să spun lucrul acesta pentru că așa copil fiind înțelesesem că dacă mai vin să-i spun și eu mamei mele durerile mele, atunci mi-era teamă să nu leșine din nou și să meargă din nou la spital. Îți protejai mama și sufereai, te închideai. Ce tocmai ne-ai povestit, parcă este o secvență dintr-un film. Da. Am văzut de foarte multe ori o astfel de secvență într-un film cu copii marginalizați. În perioada în care te izolezi, îți descoperi o mare pasiune, aceea fiind pictura. Totuși, pictura îți solicită destul de mult ochii, vederea. Cum te descurcai? Pe atunci vedeam mult, mult mai bine de față cum văd acum și începusem să pictez, începusem să mă afundez în asta și vedeam că oarecum îmi aducea fericire în inima mea și am ales pasiunea asta și în ora actuală. Apoi cu timpul problema mea a avansat și a fost foarte greu să pictez, dar nu imposibil. Anușa, trecem la o altă etapă, un alt capitol al vieții tale și mi-ai scris așa. Aveam 10 ani când într-o zi treceam cu mama pe lângă un loc
inestetic pe exterior. Am rugat-o pe mama să intrăm. Din acel moment simțeam că aparțin acelui loc. Putem spune că a fost o experiență care ți-a schimbat viața? Da, sigur. Despre ce este vorba? Într-o zi treceam, chiar așa era un loc inestetic pe din afară. De fapt era un garaj a unui frate de acolo, de la noi din sat, din Toflea. Și acolo era biserica improvizată. Până atunci eu nu știam de biserica respectivă, deoarece am avut o atracție spre Dumnezeu de când eram copil mic. Mergeam la liturghii, mergeam în pelerinaje cu bunicii mei. Nu lipseam de la biserică și trecând pe acolo cu mama mea, am auzit un cântec foarte frumos, ceva ce nu auzisem până atunci. Și am rugat-o pe mama să intrăm și când am intrat, era totul rece acolo, pentru că era un garaj și mi-aduc aminte destul de clar, erau niște bănci destul de urâțele din lemn și pe jos era pământ și am stat acolo și ceea ce am descoperit avea să îmi schimbe viața și m-a marcat tot ce s-a întâmplat acolo, cuvântul lui Dumnezeu, melodiile acelea pe care eu nu le mai auzisem până atunci. În aceeași noapte, după ce te întorci acasă, aveai doar 10 ani. Da. Ai început să te gândești la viață, la menirea ta pe această lume, la menirea mamei tale pe această lume. Care era sursa frământărilor respective la doar 10 ani? La 10 ani copiii au alte preocupări. Păi am ajuns în noaptea aceea acasă și mă întrebam de ce a trebuit să mi se descopere atât de târziu lucrul acesta, că totuși mă gândeam că e târziu, am 10 ani și era ceva fascinant pentru mine. Am ajuns acasă în noaptea aceea și toată noaptea m-am frământat că am înțeles în seara aceea de la pastorul respectiv că Dumnezeu există și Dumnezeu poate să vindece. Și mă gândeam așa în inima mea de copil, Doamne, dacă te descopeream cu adevărat mai de mult, poate că și eu și mama mea eram vindecate până acum. Sufereai foarte mult pentru mama ta, din ce îmi dau seama. Da. Știu că tatăl tău era nevoit să întrețină singur familia. Da. V-ați descurcat greu financiar? Ne-am descurcat destul de greu, dar totodată n-am dus lipsă de ceva anume. Cred că până la vreo 12 ani am stat în aceeași cameră cu părinții mei. Aveam două paturi în aceeași cameră și eu dormeam pe unul, iar ei doi pe un pat. Dar totuși au căutat părinții mei să-mi ofere cele mai frumoase condiții, așa cum au putut ei. Am fost foarte răsfățată de toate rudele mele, deoarece eram singura nepoată cu un handicap din întregul nostru neam. Tatăl tău era cumva nevoit să călătorească pentru a munci? Adică muncea într-o altă zonă? Da, tatăl meu lucra în Telorman și era nevoit să plece câteva luni, câteva săptămâni, apoi iară se întorcea. Uneori ne mai lua și pe noi acolo cu el și așa au decurs câțiva ani din viața noastră. Mi-ai spus că acolo îl aștepta o mare obsesie. Obsesie de 16 ani. Despre ce a fost vorba? Probabil tatăl meu a ales să se descarce așa, având în vedere că nu-l cunoștea pe Dumnezeu până atunci. Și s-a afundat în jocurile de noroc. Lua totul din casă, de multe ori ne-a lăsat și fără mâncare. Mi-aduc aminte un lucru foarte dureros. Am fost în Rusia, cred că pe la 8 ani sau 9 ani, din câte mi-aduc aminte, să fac un tratament de vedere.
Iar când m-am întors, deoarece îmi făceau injecțiile direct în ochi, din greșeală au spart un vas de sânge și cornea albă a devenit roșie, ca și ochiul unui vampir. Și tatăl meu, când a venit și ne-a luat de la aeroport, ne-a adus acasă și el era atras de lucrurile astea, de jocurile de noroc. Ne-a lăsat, având în vedere că nu ne văzuse 2 săptămâni, și ne-a lăsat în seara aceea și el s-a dus la treburile lui, la jocurile de noroc cu prietenii. Voi știați de dependența aceasta? Da, știam și de multe ori o mințea pe mama. De fapt, am mințit-o foarte mult că nu mai face, că nu știu ce, și atunci cămătarii îl mai dădea de gol. Că, na, se împrumuta ca să... Totuși era tatăl tău, te iubea. Sigur. Încerca să-ți ofere tot ceea ce putea. Încerca să aducă bani ca să faci cele mai bune tratamente. Da, sigur. Îi simțeai absența? Foarte mult. Da, foarte mult. Și tatăl meu este un om foarte tăcut și timid. El, de exemplu, când întâmpine greutăți în viața lui, nu e genul de persoană să povestească cu cineva ca să mai descarce, duce acolo așa tot greu și mereu în fața mea cel puțin a apărut fericit, sau cel puțin așa voia să pară, ca să nu mai duc eu și întristarea lui. Știm că fiicele sunt foarte atașate de tați. Mm-hmm. Ai reușit să discuți cu el, să-l ajuți să-și deschidă sufletul? Da, am reușit. Când am mai crescut, am reușit să merg spre el și are momente și acum când efectiv îi se umple paharul și mă mai sună sau ieșim undeva să mâncăm și mai îmi spune așa din când în când. Pansament pentru suflet. Da. Mergem mai departe pentru că avem încă multe de descoperit. Mi-ai scris că L-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima ta. Aș vrea să te întreb mai întâi ce înseamnă pentru tine asta și cum ai decis să faci acest pas, pentru că știu că ai fost prima din familie care a făcut asta. Da. Atunci când am descoperit biserica aceea improvizată în garaj, se lucra la o nouă biserică și după câteva luni s-a deschis noua biserică și a fost o noapte de veghe. Și au fost foarte mulți pastori invitați și a făcut o chemare. Cine vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, în care să-și salveze viața prin sângele Lui și prin jertfa Lui. Exact așa mi-aduc aminte că a spus. Și atunci aveam 10 ani și un pic și așa cum am spus, eram foarte răsfățată și pusese unchiul meu, mătușa mea și mama mea și bunica, pusese bani și îmi cumpărase un set de bijuterii din aur, cercei, brățară și un lențișor unde scria numele meu. Ei căutau să-mi ofere diverse lucruri ca să mă facă fericită, să uit de problema mea, dar nu mi-aducea bucurie aceste lucruri, pentru că eram copil și nu realizam eu atât de mult. Dar în acea seară am înțeles că pocăiții n-au voie să poarte bijuterii și am spus mamei mele, eram în biserică cu mama mea și cu 3 mătuși de ale mele și am spus mami, vreau să-mi dai lucrurile astea jos de pe mine pentru că Iisus Hristos nu să mă primească așa și vreau să mă duc să mă predau. Și a spus ea, nu, du-te așa, că așa Iisus Hristos ne primește oricum. Și m-am dus și m-am predat și am înțeles din seara aceea că relația cu Dumnezeu și jertfa Lui ne vindecă rănile, ne iartă de toate păcatele noastre și ne desleagă lanțurile care le-am căpătat, să zic așa, de-a lungul vieții. Tu erai un copil. Da. Te simțeai vinovată pentru ceva anume?
Sincer, mă simțeam vinovată că am problema asta de vedere, pentru că vedeam durerea mamei mele. O vedeam mereu plângând, mai ales când ajungeam acasă, respingându-mă copii și vedeam durerea din mine și mă gândeam că e vina mea că m-am născut așa. Și ai luat toată responsabilitatea pe umerii tăi, dar de fapt îți dai seama acum că nu aveai nicio vină. Sigur. Anușa, mi-ai spus că după un an mama ta îți calcă pe urme. Iar după 4 ani de rugăciuni, când am împlinit 15 ani, am intrat în apa botezului împreună cu tatăl meu. Renunță la jocuri de noroc și își urmează fica? Da. Cum s-a întâmplat și cum a fost procesul pentru voi? De la 10 ani până la 11 ani m-am rugat pentru mama mea pentru că vedeam o prioritate mai mare de a fi mama bine, de a se vindeca și Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de frumos. După un an s-a pocăit și ea, l-a ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ei și atunci a primit vindecare. Foarte mulți ani n-a mai leșinat mama mea. A stat foarte mult cu mine, a petrecut timp cu mine și atunci, descoperind puterea lui Dumnezeu, i-am spus mamei mele, hai să ne unim în rugăciune și în post și cu siguranță Dumnezeu va lucra în viața tatălui meu. Și după 4 ani de post, de rugăciune, de stăruință, eram copil mic și mi-aduc aminte, stăteam seara la geam și așa se zicea prin mijlocul copilor atunci că dacă vezi o stea căzătoare, îți pui dorințe și o să se împlinească. De fiecare dată stăteam, aproape seara de seară stăteam la geam să urmăresc steaua căzătoare ca să îmi pun dorința să se pocăiască tatăl meu, dar nu aceste lucruri lucrează, ci Iisus Hristos. Și împreună cu mama mea ne-am rugat 4 ani de zile, am fost la o evanghelizare într-o zi, s-a făcut chemare și tatăl meu l-a primit pe Dumnezeu și a manifestat dorința să se boteze împreună cu mine. Eu, nefiind pregătit în ziua respectivă, nici nu mă gândeam la botez, dar de dragul lui și de bucuria pe care Dumnezeu adusese în viața noastră, am făcut botezul împreună cu tatăl meu. Credeai mult în rugăciune și totodată ai experimentat efectele rugăciunii, dar totuși, Anușa, când aveai 16 ani, în inima ta se naște dorința de a deveni băiat. Da. De ce? De ce nu erai mulțumită așa cum te-a lăsat Dumnezeu, cel pe care l-ai acceptat în inima ta? Ceea ce m-a făcut să îmi doresc să fiu băiat, am avut înclinația asta de când eram mică, dar încă nu o înțelesesem atât de profund. Venind din comunitatea aceasta de la Toflea, băieții oarecum au mai multe drepturi și vedeam că băieții seara aveau voie să stea până la ce ore voiau ei. Băieții putea să meargă oriunde, iar fetele erau foarte limitate. Asta a fost una din lucrurile care m-au împins să-mi doresc să fiu băiat, dar cel mai puternic lucru a fost faptul că am fost respinsă tot timpul și atunci asta, să zic așa, a fost ca o armură pentru mine, ca să arăt că sunt puternică în fața celorlalți și că nu sunt atât de sensibilă. Cum te percepi ei. Da. Ai început să te comporți ca un băiat. Era un comportament forțat sau venea totul natural? Nu, venea totul natural. Eram foarte atrasă de fotbal. Aveam de fiecare dată când ieșea o minge. Tatăl meu mi-o cumpăra deoarece... Oarecum tatăl meu mă susținea pentru că el și-a dorit foarte, foarte mult să aibă băieți, dar uite că Dumnezeu așa a ales și, apropo, la nașterea mea, tatăl meu a fost foarte dezamăgit, foarte rănit, că n-a avut băiat.
Și când a văzut înclinația mea, oarecum a susținut și îmi cumpărea training-uri. Mă îmbrăcam de la lenjerie intimă până la șosete, ca și un băiat. Dormeam cu șapca în cap, în seară de seară. Mi-ai scris așa: dorința mea devenea din ce în ce mai profundă, că deja îmi făceam planuri ca la vârsta de 18 ani să îmi pot face o schimbare de sex. Ai discutat asta cu părinții tăi? A fost o discuție serioasă despre acest lucru? Mă vedeau părinții mei așa și mama tot timpul îmi cumpăra rochițe, fustițe și fel și fel de chestii drăguțe să mă atragă, dar nu avea nicio șansă. Și oarecum le-am mai spus, mai în glumă, mai în serios, le-am mai spus și discutam cu unchiul meu, pe nume Gheorghe. Discutam cu el, eram așa mai apropiată de el și îi spuneam dorința mea că la 18 ani o să-mi fac o operație și o să devin băiat. El râdea și apoi, văzând dorința mea foarte puternică, atunci a realizat că chiar e ceva serios și a început să comunice cu mine și să-mi spună că dacă eu slujesc pe Dumnezeu și l-am ales pe Dumnezeu din copilărie, nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta. Deci unchiul a fost cel care a încercat cumva să-ți schimbe percepția despre dorința aceasta arzătoare din sufletul tău și anume cea de a deveni băiat. Mi-ai spus adineori că tatăl te susținea pentru că el și-ar fi dorit să fii un băiețel, nu o fetiță. Da. Poate că la vârsta aceea percepeai diferit susținerea lui. Spuneai, dacă tata mă susține, înseamnă că mă iubește. Da. Cum ai percepe-o astăzi, întorcându-te în timp? Astăzi o percep ca și o susținere părintească. Probabil el căuta mai mult să-mi acopere golul acesta de probleme de vedere. Și ei, ca și părinți, ce mă făcea pe mine fericită, îmi oferea tot ca să nu mă mai gândesc la problema asta de vedere. Aveam momente când stăteam ore și ori cu ochii închiși sau îmi strâmbam ochii eu mai tare ca să văd cum este să fiu oarbă. Încercam oarecum să mă pregătesc pentru lucrul acesta și ei observau lucrul acesta și atunci cred că așa era susținerea lui, mai mult să-mi acopere golul acesta. Cum arăta o zi din perioada aceea? Faptul că te comportai ca un băiat te făcea să te simți cu adevărat mai puternică în jurul prietenilor tăi, pentru că spuneai că prietenii au ajuns să te iubească pentru ceea ce ai devenit. Da, mă vedeam foarte important în ochii lor și mai mult am avut prieteni băieți cu care mergeam la fotbal, stăteam la poartă. Și mi-aduc aminte că eram, pot să zic, înnebunită după fotbal și țineam cu echipa Dinamo și pe atunci era capitan Claudiu Niculescu, așa se numește un fotbalist. Și tatăl meu, văzând dorința asta mea puternică, chiar mi-a personalizat tricoul acesta cu Dinamo și cu numele jucătorului preferat. Jucător, da, și toți copiii când veneau la poartă să mă strige, așa mă striga Claudiu. Wow! Da, și mă simțeam foarte bine pentru că nu mă mai respingeau și nu mai vedeau problema mea de vedere. Încerc să-mi dau seama dacă a fost doar o joacă de copil sau a fost o dorință cu adevărat reală. Te atrăgeau fetele? Nu. Ok. Nu mă atrăgeau fetele, dar în schimb, băieții totuși erau conștienți că eu sunt fată sub hainele acelea de băiat și încercau să se dea la mine, să mă sărute sau, nu știu, să îmi fac o invitație așa, să mă cunoască mai bine și efectiv așa le spuneam: măi,
tu nu te uiți la tine, tu cred că ești pe invers. Pentru că deja eu în mintea mea și în inima mea mă consideram un băiat și tocmai de aceea primul meu sărut a fost la, cred că aproape 17 ani și ceva. Dar când ei făceau asta, în adâncul sufletului tău, ce simțeai de fapt? În adâncul sufletului meu chiar mă simțeam cu adevărat băiat și mă simțeam foarte puternic și foarte apreciat și chiar nu mai, de exemplu, atât de puternic a fost lucrul meu, lucrul acesta în inima mea, că pastorul de la biserica aceasta unde mergeam noi în Teleorman, că apoi ne-am mutat în Teleorman, m-a acceptat să vin ca și un băiat îmbrăcată, doar ca să nu mă piardă. Și atunci eu iubeam să slujesc pe Dumnezeu, slujeam prin cântare, prin poezie. Mi-aduc aminte că mergeam în biserică cu șapca pe spate, așa. Întoarsă și spuneam poezii pe scenă. Pastorul s-a rugat mult pentru mine și părinții mei. Deci în perioada în care îți doreai arzător să devii bărbat, băiat, frecventai biserica și mi-ai spus că îl iubeai pe Iisus, făceai fapte bune, te rugai. Cum se împacă iubirea asta de Dumnezeu cu activități împotriva naturii lui Dumnezeu, de fapt? De exemplu, dimineața mă trezeam, mă jucam, ieșeam la fotbal cu băieții și aproape zilnic pastorul nostru avea activități. Ne trimitea în echipe să avem grijă de bătrânii bisericii, să-i spălăm, să-i îngrijim, să le curățăm casa și așa mai departe. Și făceam cu bucurie și lucrul pe care eu îl făceam zilnic, să mă joc cu băieții, dar și lucrul acesta nu lipseam din slujire. Și la 18 ani l-am cunoscut pe profesorul meu de pictură din București. Și acolo am cunoscut o doamnă foarte frumoasă și foarte elegantă și feminină. Și atunci parcă s-a trezit așa ceva în inima mea că sunt totuși femeie și wow, cât de frumoasă poate să fie o femeie și ce trăsături poate să aibă o femeie. Și atunci am ales să mă gândesc mai bine și să mă încetez să ies cu băieții și să mă acces mai mult spre slujire. Cumva acela a fost momentul în care revii la adevărata Anușa. Da. Astăzi poți spune că ai fost un copil ușor influențabil? Da. Pentru de unde venea această neîncredere? Până la urmă putem numi o neîncredere, probabil din cauza problemei pe care o ai și în ziua de azi, doar că copil fiind o percepi altfel. Așa cum spuneam, asta era armura mea, cum de altfel și în ora actuală, mai ales noi creștinii. Fiecare am început să avem o armură unul față de celălalt. Pentru că dacă noi ne dăm armura jos, atunci celălalt vede așa rănile noastre și atunci caută să ne atace prin slăbiciunile noastre sau să râdă sau să facă fel și fel de chestii. Și atunci chiar și noi creștinii am observat în ora actuală că foarte mulți port armuri și de aceea oarecum era armura mea asta. Să nu cumva să mai vadă lumea problema mea de vedere, deși era foarte vizibilă. Încercam oarecum să o ascund și să... De acolo și șepcile pe care le purtai, probabil, nu? Da. Încercai să ascunzi tot ce s-ar fi putut vedea. Ai trecut de la jampier și șepci întoarse la rochițe și pantofi. Cum ne-ai descrie perioada aceea?
Păi când eu am studiat pictura la Brașov 3 ani jumate, apoi am fost nevoit împreună cu familia mea să ne mutăm în Telorman și am căutat să continui studiile acestea de pictură și am sunat la Palatul Copiilor, mi-am exprimat dorința puternică de a continua, deși nu mai aveam voie, că aveam deja 18 ani, dar directorul a înțeles dorința mea și m-a prezentat la un profesor și nu știu de ce, am simțit foarte puternic în inima mea de a mă duce acolo să mă îmbrac într-un plovăraș stil rochiță și cu niște bocanci din astea așa de fete care stătea de ceva timp acolo și nici nu-i probasem că mi-a cumpărat mama. Și m-am îmbrăcat așa și în timp ce mergeam spre palat, chiar și în tren, oamenii cunoscuți îmi făceau complimente și eram șocată și ziceam, mă, întotdeauna când mi s-au făcut un compliment, am zis, întotdeauna ăștia îmi fac complimente de milă, că știu problema mea de vedere. Dar am conștientizat atunci că ei nu mă cunoșteau și chiar atunci am realizat că e un compliment sincer. Și tot văzând-o pe doamna respectivă în atelierul de pictură, frumoasă și delicată și elegantă, și m-am îndrăgostit de stilul acesta de feminin, pe care feminin, exact. Și așa am trecut de la Jean-Pierre și training și așa la rochițe și pantofi. La feminitatea care te reprezintă. Sigur. Când ai înțeles că nu e vina ta pentru problema pe care o ai la ochi, că nu e vina ta pentru problemele de sănătate pe care le avea mama ta, că nu e vina ta pentru dependența tatălui tău, când ai înțeles asta și ai luat cumva piatra aceea de pe inimă, inima de copil pe care încă o aveai și erai încă copil, la asta am vrut să mă refer. Păi, tot mergeam foarte des la biserică și pe atunci venise ca și invitat fratele lui Gimițoi și a avut o predică foarte puternică pe care o țin minte de ani de zile din copilărie și titlul și cum s-a încheiat predica. Atât de puternic m-a marcat și am înțeles că Dumnezeu nu greșește niciodată. Orice obstacol îl avem în viață, orice bucurie și suferință și celelalte lucruri, am înțeles că Dumnezeu nu greșește niciodată și Dumnezeu cu siguranță cu un scop a lăsat acele lucruri în viața ta. Și am stat pe gânduri și chiar l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar oare de ce mi-e dat această problemă? Care e menirea mea pe acest pământ? Și apoi am avut să descoper că problema mea de vedere o au mai mulți oameni și atunci oarecum suntem o încurajare pentru cei din jurul nostru. Și așa, atunci am înțeles, cred că aveam vreo 13 ani pe atunci. Te-a făcut asta să te simți mai puternică? Înțelegând asta, că ai putea fi o mărturie pentru alții, o încurajare? Da, sigur, m-a făcut să mă simt mai puternică, dar parcă mai puternică era armura pe care eu o pusesem așa în fața mea, aceea de a fi băiat. Dacă în trecut îți doreai să devii băiat, astăzi ești soție, așa cum a fost lăsat de Dumnezeu. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Ce le transmite tinerilor confuzi care caută să schimbe ceva la ei? Le-aș transmite mai întâi de toate să descopere care este rana lor și dacă sunt bolnav emoțional, dacă caute prin acest lucru să acopere anumite răni, anumite frici, anumite temeri și apoi să se gândească la lucrul acesta serios, pentru că mi-am dat seama că eu
efectiv aveam o problemă și căutam să-mi acoper asta, să o ascund. Dar nu aveam cum, că la un moment dat ieșea în evidență și am ales să-L urmez pe Dumnezeu și să văd și să descoper și să caut rolul meu pe acest pământ. Pentru că fiecare om, fie creștin sau necreștin, fiecare om are un plan pe acest pământ și un scop. Povestește-ne cum ți-ai cunoscut soțul, în ce context? Păi, l-am cunoscut pe soțul meu la o conferință, să zic așa. Și el, la prima vedere, când m-a văzut, apoi aveam să aflu lucrul acesta, m-a considerat o fițoasă și eu zis, de ce a mai venit și fițoasa asta aici? Ce caută ea aici? Cine se crede ea? Da, da, da. Pentru că eram destul de elegantă îmbrăcată atunci și exact așa mi-a spus. Apoi, după 2 zile, am făcut o drumeție pe munte și el a auzit numele meu și eram cu câteva fete și el s-a urcat foarte repede sus pe munte și de acolo din vârful muntelui m-a strigat și a zis hai Cristina, știu că poți, am încredere în tine. Și noi toate ne uitam una la alta și, și toate fetele mi-au zis, cred că pe tine te strigă. Și am zis, n-are cum, că eu nu-l cunosc. Iar ce mi-a atras așa atenția, faptul că el a adus o creacă foarte mare, a coborât apoi la mine jos și mi-a pus-o în mână și a zis, ia uite, ăsta e toiagul lui Moise și o lampă a lui Aron. Și așa am urcat sus pe munte și de acolo a început povestea noastră să ne cunoaștem. De câți ani sunteți împreună? De 7 ani ne cunoaștem, dar de 5 ani suntem căsătoriți. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Ți s-a luminat fața când ai povestit despre el. Da. Mi-ai spus că este foarte timid, te însoțește, dar a fugit repede de pe aici. Da, da, da. El e mai introvertit așa decât mine. În această seară vă întoarceți în Anglia și aș vrea să ne spui cu ce te ocupi acolo, ce faci în prezent, cine este Anușa în prezent? Acolo mi-am deschis un atelier de pictură, încă nu este public, încă lucrez la câteva tablouri, iar de un an și ceva am văzut chemarea aceasta către fete și femei și în momentul de față am un vlog pentru fete și femei și cu asta mă ocup, să duc vestea bună a Domnului Iisus Hristos. Cum te putem găsi? Prietenia lui, Nușa Cristina, așa se numește. Ok. Acolo scrii ceea ce simți tu că vrei să transmiți oamenilor, în special femeilor, așa cum ai spus. Da. Mi-ai spus că pentru tine acasă este România. Ce vă reține încă acolo? Dacă ți-ai dori să te întorci? Mi-aș dori oricând să mă întorc, doar că nu avem încă o locuință și asta ne reține încă acolo și pentru asta mai mult ne-am dus să putem să ne strângem niște bănuși și să ne luăm o casă aici în România. Spune-mi, Anușa Cristina, acum am aflat și al doilea tău nume, cum este mama ta în prezent? Care este starea ei de sănătate? Mama mea este mult, mult mai bine față de acum mulți, mulți ani. Am eleșinat așa din când în când, dar foarte, foarte rar. Nu am mai fost așa atât de des, parcă acum mulți ani când leșinea, parcă era ceva normal și parcă făcea parte din viața noastră și dar acum am devenit străin față de lucrul acesta. Depinde de un tratament? Da, ia un tratament acum. Iar tatăl? Despre el ce ne spui? Tatăl meu este un om foarte iubitor, foarte cald, foarte blând și bun în același timp. Dar slavă lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima mea, căci
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în familia noastră și nu s-a mai întors niciodată înapoi la înclinațiile pe care le avea. Și îl slujește pe Dumnezeu în continuare. De obicei, când încercăm să căutăm refugiu în diferite lucruri care sunt toxice pentru viețile noastre, ceva nu este în ordine cu noi. Cu siguranță. N-ai reușit să afli, de fapt, sursa ce l-a condus spre jocuri de noroc, spre această dependență? Era cumva afectat pentru că acasă avea o fică și o soție bolnavă? Da. N-am încercat să aflu, deoarece, așa cum am spus, tatăl meu este mai închis, mai tăcut. Dar, din ceea ce am înțeles, eu cred că, așa cum a fost pentru mine un refugiu și o bucurie, să zic așa, o bucurie nesănătoasă, de a fi băiat, cred că același lucru a fost și pentru el cu jocurile de noroc. Căuta oarecum să-și umple golul acesta pe care nu l-avea din partea mamei mele și al meu ca și copil, având în vedere prin câte greutăți a trecut cu noi. Mă bucur că sunteți bine astăzi. Mă bucur Slavă că Domnului. Am avut ocazia să stăm aici de vorbă și totodată să ne urmărească și alți oameni. Dacă există ceva ce ai vrea special să transmiți și poate nu te-am întrebat, te rog să o faci. Aș dori să transmit celor care ne urmăresc că dacă vor să primească vindecare și eliberare și pace, atât de mult, am întâlnit foarte mulți oameni fără pace în inima lor, dar dacă vor să o primească și alte lucruri, să coboară ca și Naaman, să-și dea armura jos, atunci când Naaman a fost plin de lepră, asta a trebuit să facă el, să-și dea armura jos și să se facă vulnerabil înainte lui Dumnezeu și să coboare și mai jos și mai jos. Pentru că avea să coboare de 7 ori în Iordan și acest lucru i-a dat vindecare. Când ne dăm armura jos, poate armura de mândrie sau de frustrare sau de superioritate sau nu mai știu ce, atunci vom primi ceva din partea lui Dumnezeu și vom vedea cu adevărat mâna lui la lucru, în dreptul nostru și vom vedea cu adevărat frumusețea lui Dumnezeu. Dar atâta timp cât noi păstrăm armura aceasta și față de Dumnezeu, nu o să descoperim bunătatea lui Dumnezeu. Un mesaj foarte frumos pentru care îți mulțumim. Să știi că te apreciez foarte mult. Transmiți o blândețe, o stare de liniște și mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc frumos. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați stat până la final. Vă mulțumesc că sunteți aici de fiecare dată. Dacă simțiți nevoia să interacționați cu noi, puteți lăsa părerile voastre în comentarii. De asemenea, dacă ai o poveste de viață din care consideri că avem de învățat, îmi poți scrie pe paginile mele de Facebook sau Instagram Antonia Fudulu. Nu uitați că vă dau întâlnire duminica viitoare de la aceeași oră 20 cu o altă poveste de viață, așa cum v-am obișnuit. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile fără griji.
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.